Începe News Hour with CNN la Antena 3. Bună seara, iată cele mai importante știri. Statele Unite avertizează că Iranul și aliații săi vor ataca Israelul în următoarele ore. Care sunt scenariile escaladării războiului din Orientul Mijlociu, veți afla imediat. Purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu va fi în direct cu noi. Continuă audierile în dosarul abuzurilor sexuale de la SNSPA. Una dintre studentele profesorului Bulai a răspuns azi întrebărilor anchetatorilor. Zeci de mail-uri de la tinere absolvente au ajuns la parchet. Kamala Harris este așteptată să-și anunțe vicepreședintele în lupta sa pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii înainte de turneul său programat în mai multe state americane. Donald Trump o atacă din nou pe contracandidata sa. Tot mai multe țări avertizează că Israelul urmează să fie atacat, un atac de proporții, așadar din partea Iranului și a aliaților săi. Din păcate pentru Israel, acești aliați înconjoară țara, așa că în cazul unui conflict vorbim de atacuri din toate părțile. Statele Unite și Marea Britanie și-au repoziționat deja flotele de portavioane și se pregătesc pentru ce e mai rău. Și-au anunțat susținerea pentru Israel, dar au cerut și cetățenilor lor de pe teritoriul Libanului, de exemplu, fie să plece de acolo, fie să-și facă provizii și să-și asigure zone sigure în caz de război. Țările arabe sunt în fierbere, iar radicalizarea credincioșilor musulmani se face metodic în fiecare zi, folosind uciderea liderilor Hamas și Hezbollah drept argumente pentru un atac asupra Israelului. Aceștia sunt considerați luptători sfinți într-un război considerat just de susținătorii palestinienilor. În capitala Afganistanului, oamenii au mărșăluit pe străzi în semn de solidaritate. Proteste au fost și în Irak, acolo unde mii de oameni au ieșit în stradă. أن هذا الحصار الخانق على أهلنا في غزة يجب أن يتوقف على المجتمع الدولي على المؤسسات الدولية على الدول العربية على الدول الإسلامية أن تقف الموقف الحقيقي اتجاه ما يرونه حقا. Asta în timp ce în Yemen, rebelii Houthi care controlează nordul țării au doborât o dronă Reaper americană. A șaptea de acest tip de când tensiunile din zonă au escaladat. Imaginile cu drona prăbușită au fost folosite imediat de propagandă pentru a arăta că inamicul e slab. تمكنت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9. وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة. Statele Unite au avertizat Israelul că în următoarele zile sau chiar ore un atac este iminent. We've heard the supreme leader loud and clear that he intends to avenge this killing of a Hamas leader in Tehran and that they want to conduct another attack on Israel. We can't just assume that we aren't also potentially going to be victims of that kind of an attack. So we got to make sure we got the right resources and capabilities in the region. Coaliția statelor arabe este impulsionată atât ideologic cât și financiar de Iran. Același stat bănuit că s-a aflat în spatele atacurilor de anul trecut din octombrie care au pornit conflictul dintre Israel și Hamas. אנו נחושים לעמוד מולם בכל חזית, בכל זירה, רחוקה כקרובה. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות, הוא ישלם מחיר כבד מאוד. La Teheran, ministrul iordanian de externe s-a întâlnit ieri cu omologul său iranian. Este primul înalt oficial iordanian care efectuează o vizită oficială în Iran în ultimii 20 de ani, în contextul în care Iordania este un aliat occidental și a ajutat la interceptarea a zeci de rachete și drone lansate către Israel în aprilie. Statele aliate din zonă încă mai cred că se poate ajunge la o soluție diplomatică pașnică.
Vorbim așadar, doamnelor și domnilor, de alertă maximă în Israel, iar potrivit avertismentelor care vin chiar de la secretarul de stat american Anthony Blinken, un atac asupra Israelului este iminent. S-au vehiculat până acum 5 mari fronturi prin care această țară ar putea fi atacată. N-au fost nominalizate clar, dar ele, în opinia multor analiști internaționali, sunt destul de previzibile. Și vorbim în primul rând, doamnelor și domnilor, despre o operațiune similară celei din aprilie, când sute de rachete au fost lansate, iată, chiar din Iran cu direcția Israel. Pe de altă parte, acum s-ar putea lansa atât rachete cât și drone din Siria, da, care este aici, sau chiar de pe teritoriul Irakului. Toate așadar cu direcția Israel. Aceste rachete din Irak și din Siria se vor lansa, evident, prin grupări teroriste controlate, evident, tot de către iranieni. Aceste atacuri însă ar putea fi contracarate relativ ușor de către armata israeliană, dar și de aliați. Deja Statele Unite a mobilizat trupe și tehnică militară în zonă. Britanicii, francezii sunt și ei de asemenea într-o stare de prealertă. Așa că sunt slabe șanse ca rachetele trimise din Iran, Irak sau Siria să ajungă pe teritoriul Israelului și știm foarte bine ce s-a întâmplat în aprilie. Ar mai fi două fronturi care sunt mai aproape de Israel și vorbim de atacuri, doamnelor și domnilor, din Liban, da, către această țară. Deja am văzut gruparea Hezbollah a lansat chiar de dimineață, a început să lanseze rachete din sudul Libanului către Israel. Vorbim de asemenea și de celula Hamas care mai există în fâșia Gaza și aceștia ar fi mobilizați să atace, la o scară mult mai mare Israelul. Acum, dacă este să privim declarațiile care vin din partea purtătorului de cuvânt al guvernului iranian, acesta spune că vor fi lovituri majore, dar lovituri inteligente. Iar de aici experții spun că s-ar putea încerca lovituri de tipul atentatelor teroriste și sunt vizate, doamnelor și domnilor, două mari orașe. Vorbim în primul rând de Haifa și vorbim, iată, de Tel Aviv. Aici există infrastructură izraeliană strategică și chiar casele oficialilor izraelieni. Cumva Iranul ar încerca să răspundă Israelului cu aceeași monedă, da? Cu lovituri, iată, în interiorul țării. Dar se pune o problemă mare aici, problema de capacitate a Iranului de a face acest lucru. Dacă astfel de atacuri sunt plănuite din timp sau ar fi fost plănuite din timp, s-ar putea ca în aceste două orașe să fie ceva probleme. Acum, în schimb, la ce nivel de securitate există în Israel, sunt slabe șanse ca membrii unor grupări teroriste să poată pătrunde în interiorul acestei țări. Potrivit informațiilor de ultimă oră, pe lângă cele 5 fronturi pe care vi le-am prezentat, ar mai fi încă două și vorbim despre gruparea Houthi din Yemen, care de asemenea ar putea lansa drone și rachete de pe teritoriul acestei țări și am văzut că au făcut-o și în trecut. Și vorbim și despre câteva tensiuni în interiorul Israelului și anume în West Bank, da, acolo unde populația este palestiniană și acolo sunt tensiuni și evident atenția mare există, doamnelor și domnilor, și vom vedea ce se va întâmpla în orele următoare. Mergem mai departe. Avem o transmisiune exclusivă chiar acum. Suntem în direct cu purtătorul de cuvânt al premierului Benjamin Netanyahu, David Mansour. Good evening, David. Bună seara, and thank you so much for being with us again here at News Hour with CNN. Seara la News Hour with CNN. Pleasure to be with you. Thank you. Îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul secretar de stat Blinken ne-a spus omologilor din G7 duminică că un atac împotriva Israelului ar putea începe chiar azi, atac făcut de Hezbollah. La ce vă așteptați și ce ne puteți spune despre aceste amenințări? Axa răului iraniană se pregătește să lovească Israelul, este un inel, o grupare cu Hamas în Gaza, cu cei din Iran, cu Houthi din Yemen și cu alții. Israel îi va face să plătească un preț mare dacă comit orice agresiune de oriunde împotriva noastră. Inamicii noștri ar trebui să știe că suntem întâi de toate gata de pace,
și ne implicăm pentru asta, însă că brațul nostru va fi destul de lung ca să-i lovească pe toți cei care le fac rău civililor noștri. Eliminarea comandanților aripilor militare de la Hamas și Hezbollah a trimis tuturor un clar mesaj în cazul în care ei amenință Israel și le-a arătat că ne vom apăra. Prim-ministrul Netanyahu a spus că oricine vrea să ne vatăme va plăti un preț foarte ridicat. Înainte de întâlnirea de aseară cu ministrul apărării și cei responsabili pentru informațiile secrete, care ar fi răspunsul la care ne putem aștepta din partea israeliană? Aliații noștri și SUA sunt alături de Israel și ne așteptăm să continue să fie alături de noi. Comunitatea internațională trebuie să pună capăt ambițiilor periculoase ale Iranului. Ei sunt vecinii noștri, dar sunt dușmanii oricărei democrații ai dumneavoastră și de aceea nu doar Israelul, ci toate țările trebuie să-și arate intențiile și să reziste aceste amenințări iraniene. Chiar dacă luptă împotriva noastră aici, noi nu suntem decât un obstacol în calea lor către restul lumii. Trebuie să fim o forță puternică în această regiune în care probabil e cea mai puternică din lume. Este greu să locuiești, să trăiești în această regiune, dar suntem puternici și pregătiți. Înțelegem amenințările, știm cum să le facem față, dar suntem puternici și pregătiți. Am văzut informații despre un eventual război pe 7 fronturi. Israelul este pregătit să lupte într-un astfel de război? Da, desigur. Acest război pe 7 fronturi este după cum urmează, pentru că Iranul ne-a atacat și acoliții săi, Houthi din Yemen, Hezbollahul din Liban, milițiile șiite din Iran și din Siria, atacurile din Iudea și din Samaria, din Cisjordania, sprijinite de Iran și atacurile directe ale Iranului. Ne-am mai confruntat cu aceste lucruri pe 13 și 14 aprilie seara. Ne vom apăra și ne vom apăra întotdeauna contra acției terorii conduse de Iran. Israelul este în linia întâi, în linia frontului contra acestui regim care amenință întreg Orientul Mijlociu și întreaga lume. Tocmai de aceea căutăm parteneri. Cei care vor ca Orientul Mijlociu să fie în siguranță și stabil trebuie să sprijine acțiunile Israelului contra acestei axe a terorii, fie că e vorba de Yemen, Iran, Gaza, Liban sau de orice alt loc. Avem deci un mesaj simplu pentru inamicii noștri. Nu vă îndoiți de hotărârea Israelului de a se apăra pe fiecare dintre aceste fronturi. Domnule Menser, purtător de cuvânt al prim-ministrului Netanyahu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru toate aceste informații. Vă mulțumim! Proiectele de infrastructură menite să le ușureze viața bucureștenilor creează un adevărat haos pe șoselele capitalei. La orele de vârf, străzile sunt complet blocate, iar șoferii pierd ore întregi în trafic. Autoritățile promit însă că problemele vor fi remediate. Când aflați în doar câteva momente la News Hour with CNN. România a pierdut medalia de bronz în finala la sol, la gimnastică a Jocurilor Olimpice. Ana Maria Bărbosu a avut medalia de bronz, însă doar pentru câteva minute. Americanii au contestat nota lui Jordan Chiles, care a trecut pe al treilea loc. Astfel, sportiva noastră s-a clasat pe locul 4, urmată de Sabina Voinea. Aurul a fost câștigat de Brazilia. Una dintre studentele care îl acuză pe Alfred Bulai de hărțuire sexuală a fost audiată astăzi. Aceasta a povestit în fața anchetatorilor prin ce a trecut în urmă cu aproape două decenii în timpul anilor de studiu. Pe masa procurorilor sunt zeci de mail-uri venite din partea presupuselor victime. Între timp, profesorul a acuzat că a cerut răgaz în fața Comisiei de Etică a SNSPA. Când va fi audiat Alfred Bulai, ne spune chiar acum colega noastră Delia Bulgaru, care e în direct cu noi. Delia, bună seara! Bună seara, Ana, bun găsit tuturor! Alfred Bulai a cerut răgaz timp de 30 de zile pentru a-și pregăti apărarea în fața Comisiei de Etică din cadrul Universității SNSPA, însă, potrivit unor surse, Alfred Bulai va fi chemat și la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 pentru a fi audiat. De altfel, astăzi au început audierile în rândul victimelor. La secția 2 de poliție din capitală au ajuns
primele persoane, primele studente care ar fi denunțat atitudinea abuzatoare a lui Alfred Bulai și așteptăm să vedem cine va mai ajunge în zilele următoare în fața anchetatorilor. Între timp, vă reamintesc că pe adresa de mail a parchetului au ajuns 10 de e-mail-uri de la persoane care ar fi fost abuzate și agresate sexual de profesorul universitar. Delia, îți mulțumim tare mult. Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de desemnarea candidatului la prezidențiale, socialdemocrații încă nu s-au hotărât pe cine să trimită în cursa pentru Cotroceni. Decizia ar putea fi luată la sfârșitul acestei săptămâni, când Marcel Ciolacu trebuie să anunțe dacă vrea să candideze. Există însă mai multe variante vehiculate în spațiul public după apariția fotografiei cu premierul Mircea Joană și Victor Ponta la aceeași masă. Și mergem chiar acum la Vasile Marcu, colegul nostru care are toate informațiile. Vasile, bună seara! Numele candidatului social-democrat pentru alegerile prezidențiale încă reprezintă o mare cunoscută în interiorul partidului. Lista, deschisă încă din urmă cu mai bine de 3 săptămâni, este în continuare goală. Niciunul dintre membrii Partidului Social-Democrat nu s-a înscris până acum în această cursă, însă la sfârșitul acestei săptămâni este o ședință a conducerii Partidului Social-Democrat, ultima ședință înaintea congresului de săptămâna viitoare, iar acolo cei din conducere așteaptă mai multe clarificări, lămuriri din partea lui Marcel Ciolacu, cel puțin dacă își asumă această candidatură din partea Partidului Social Democrat sau va veni cu o altă formulă, mai ales după apariția în mass media acelei fotografii în care apare Marcel Ciolacu alături de Mircea Joană, iar speculațiile de aici s-au întins pentru că ar putea veni cu o candidatură atât pentru prezidențiale cât și pentru funcția de prim-ministru, un tandem practic format, iar un lucru aici îl știm cert, Marcel Ciolacu a anunțat deja că va cere Congresului să se pronunțe în privința susținerii unui candidat independent pentru funcția cea mai înaltă în stat, cea de președinte al României. Însă până atunci încă există această incertitudine în interiorul partidului. Rămâne de văzut dacă la sfârșitul acestei săptămâni cei din conducere vor primi mai multe clarificări din partea lui Marcel Ciolacu. Vasile Marcu, mulțumim. Și sunt tensiuni și în rândul liberalilor. Nicolae Ciucă vrea să formeze o alianță de dreapta și încearcă să obțină susținerea USR la alegerile prezidențiale. Formațiunea condusă de Elena Lasconi nu mai vrea să colaboreze nici cu PNL, nici cu PMP. Colega noastră, Xenia Croitoru, are toate informațiile. Xenia, bună seara! Bun găsit tuturor! Deși se dorește ca partidele din dreapta unită să rămână totuși unite, iată că nu se întâmplă acest lucru, pentru că după propunerea venită din partea liderului Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, de a discuta cu celelalte formațiuni politice de dreapta pentru susținerea candidatului PNL la prezidențiale, au apărut deja reacții. Cel puțin Elena Lasconi spunea că nu a fost căutată de nimeni pentru a participa la aceste discuții și, pe de altă parte, nu vede cu ochi bun faptul că USR ar trebui să susțină la prezidențiale candidatul Partidului Național Liberal, motiv pentru care vom vedea cum vor decurge aceste negocieri. Pe de altă parte, noutatea ar consta în faptul că cei de la USR nu își mai doresc nici să colaboreze cu cei de la PMP. Ne amintim foarte bine, la alegerile trecute, USR, PMP și Forța Dreptei au format o alianță pentru acele alegeri. Odată cu schimbarea președintelui USR, iată că o astfel de colaborare nu ar mai putea fi posibilă între USR și cei de la PMP la viitoarele alegeri. Vom vedea însă ce se va întâmpla și cum vor decurge aceste negocieri și până la urmă cine vor fi și care vor fi partidele care vor susține, cel puțin de dreapta, care vor putea susține candidatul la prezidențiale al PNL în turul al doilea, pentru că discuțiile aici ar urma să fie cu miză de susținere a candidatului în turul al doilea al Partidului Național Liberal. Vom vedea însă ce se va întâmpla până la urmă și cine pe cine va susține la final. Xenia, îți mulțumim tare mult. Tot mai multe instituții au rămas fără bani de salarii, deși suntem abia în luna august. Avocatul Poporului și Ministerul Transporturilor sunt doar două dintre exemple. Acestea cer ajutorul guvernului pentru a acoperi gaura din buget. Executivul a apelat deja la fondul de rezervă pentru a plăti salariile bugetarilor. Colega noastră, Cătălina Mănoiu, ne spune acum câți bani a scos guvernul. Bun găsit, Cătălina, te ascultă.
Bun găsit! Avocatul poporului a transmis guvernului că nu mai are bani pentru plata salariilor până la finalul acestui an, iar din fondul de rezervă, guvernul a alocat pentru salariile acestei instituții 600.000 de lei. Banii vor fi folosiți pentru a acoperi cheltuielile salariale, însă această instituție a cerut de asemenea bani și pentru cheltuieli curente, aproximativ 900.000 de lei au mers din fondul de rezervă pentru cheltuieli curente făcute de avocatul poporului. Instituția a cerut, de exemplu, 20.000 de lei pentru hârtie Xerox. S-a spus că are nevoie de aproximativ 75.000 de lei pentru a plăti la timp facturile de gaze și energie și vedem că RCA, tarifele RCA au afectat și instituțiile statului, astfel că pentru nou autoturisme această instituție are nevoie de 45.000 de lei, bani care au venit de asemenea tot din fondul de rezervă în absența unei rectificări bugetare. De bani în plus a avut nevoie și Ministerul Transporturilor. Aici transporturile au cerut 230 de milioane de lei pentru a putea să asigure în continuare facilitățile care se cuvină pensionarilor sau studenților. Vorbim despre bilete de tren sau bilete de autobuz. Fără această sumă nu ar fi putut fi păstrate în plată facilitățile. De asemenea, tot din fondul de rezervă au mers 590 de milioane de lei pentru subvenționarea transportului feroviar. Aici, nota de fundamentare, spunea Ministerul Transporturilor că nu mai poate să susțină acest sistem, să ofere un serviciu public de transport feroviar în absența acestor bani. Banii au venit de asemenea din fondul de rezervă. Guvernul a rămas cu restanțe importante și în ceea ce privește ajutoarele cuvenite refugiaților ucraineni. Nu au mai fost decontate aceste sume din ianuarie până în iunie, iar abia ședința trecută guvernul a reușit să aloce 68 de milioane de lei, bani care vor fi folosiți pentru a deconta ajutoarele care se cuvin refugiaților ucraineni după o întârziere de aproape 6 luni. Banii vin tot din fondul de rezervă. În absența unei rectificări bugetare, guvernul folosește acest fond de rezervă pentru a acoperi cheltuieli curente și pentru a ține sub control cheltuielile pe care le fac instituțiile statului. Trebuie să spunem însă că legea spune că acest instrument poate să fie folosit doar pentru cheltuieli urgente și cheltuieli neprevăzute. Sunt țări care dau sportivilor sute de mii de euro pentru o medalie câștigată la Olimpiadă și altele care dau vaci sau mașini și șofer privat pe viață. Fiecare încearcă să încurajeze sportivii în funcție de specificul local. Vedeți imediat în jurnal cât valorează o medalie. Proiectele ambițioase de infrastructură din capitală se transformă în coșmarul șoferilor. Diferite lucrări de construcție, reparații sau modernizare blochează marile bulevarde la orele de vârf. Hărțile ce semnalează traficul devin tot mai des roșii, iar șoferii pierd ore bune în drum spre muncă. Este vara șantierelor în capitală. Mai multe proiecte importante creează aglomerație pe principalele bulevarde bucureștene. Sunt restricții de trafic în primul rând pe șoseaua București-Ploiești, în zona fântânei Miorița. Se lucrează aici la viitoarea magistrală 6, care va duce la aeroportul Otopeni. Și pentru că se construiește aici viitoarea stație Gară Băneasa, ei bine, două benzi sunt ocupate. Lucrări pentru viitoarea linie de metrou sunt și în zona Băneasa, la intrarea în București, dar și pe bulevardul Mărăști, acolo unde trei benzi de circulație sunt ocupate. Restricțiile de trafic se vor muta în funcție de stațiile ce se construiesc, spun reprezentanții metro. Lucrările de structură ar trebui să fie gata în 2027. Restricțiile sunt doar pentru perioada în care se construiesc pe rețelele ale stațiilor, după care, bineînțeles, se revine la normal. Știm cu toții că este un disconfort, dar se construiește o linie nouă de metrou care unește capitala României cu principalul aeroport. Pe bulevardul Barbu Văcărescu, o altă zonă intens circulată a capitalei, se lucrează pentru modernizarea liniei de tramvai. Așadar, tramvaiul nu mai circulă pe aici, iar traficul a fost îngreunat în special în intersecții. Aici e jabil, tipul stămânii e varză. Trebuie să întorci înainte aici, acum nu mai e cum deloc. Este nevoie de modernizarea liniilor de transport în comun, o spun chiar bucureștenii. Însă aceste proiecte se suprapun altor lucrări, cum ar fi cele de redimensionare a canalelor de serviciu de pe șoseaua Chiselef. Multe dintre proiecte au fost prea mult amânate, spun asociațiile de profil. Măcar să le facă pe toate în același timp, nu să spargă pentru canalizare azi, să astupe mâine și poimine să vină să spargă din nou, pentru că mai trebuia băgat un cablu.
s-a mai întâmplat în trecut. Adevărata provocare pentru șofer va fi traficul în luna septembrie, atunci când încep școlile. Apă gratuită pentru clienții restaurantelor, cafenelelor și cantinelor, deși legea prevede deja de 4 luni această obligație, mulți români nu știu. Și reprezentanții localurilor se prefac că nu știu. În loc să le ofere clienților gratuit apă neîmbuteliată, le vând în continuare sticle de apă plată sau minerală la prețuri considerabile. Multe restaurante și cafenele profită că nu pot fi încă sancționate pentru că legea nu are nici până acum norme de aplicare. Din dorința de a reduce utilizarea plasticului și de a proteja mediul, Comisia Europeană a cerut reducerea consumului de apă îmbuteliată. România s-a conformat, iar în aprilie anul acesta a stabilit prin lege că restaurantele, cantinele și serviciile de catering au obligația să furnizeze gratuit clienților apă potabilă neîmbuteliată din rețeaua de distribuție. Bună ziua! Un meniu? Da, vă rog, un meniu. Îți ești un meniu? Vă pot aduce ceva de băut? Apă plată? La sticlă sau la pahar? Un pahar. Sigur. Mulțumesc. Imediat. Apa este gratuită? Normal. Apa este canien. Este cea mai curată pe care o putem avea. E un dispozitiv care ne ajută. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Acest restaurant din centrul Brașovului este printre puținele care oferă clienților apă de la robinet și nu orice apă, ci una filtrată prin sisteme de alcalinizare și ionizare. Trebuie să ne conformăm, să respectăm regulile care sunt la nivel european, zic eu, dar să știi că cerința nu este foarte mare, adică nu o să vezi un procent foarte mare de oameni care cer apă neîmbuteliată. O demonstrează și statisticile. România este pe locul 10 în Uniunea Europeană cu un consum de apă îmbuteliată de 106 litri pe cap de locuitor. În schimb, în Danemarca, Suedia și Finlanda se consumă de 5 ori mai puțin apă îmbuteliată. Legislația actuală permite, și mă refer la România, ca în apa de rețea să se găsească o serie de substanțe chimice, cum ar fi plumb, benzen, cianuri, acrilamidă, stibiu, o serie de metale grele. Aș recomanda restaurantelor 2 soluții pertinente. Să monteze un filtru la sursa de apă, dar nu să fie de osmoză. Cu sau fără filtru, mulți operatori din Horeca nu oferă gratuit apă pentru că nu pot fi trași la răspundere. Legea încă nu are norme de aplicare și nu pot fi date sancțiuni. Pe de altă parte, mulți clienți nu știu că au acest drept sau nu profită de el. Ați cerut vreodată? Asta vreau să vă întreb. Nu știați că este gratuită? Nu, pe peste tot. Nu am găsit chestia asta. Nu oferă toată lumea, toate restaurantele. Nu am cerut. Nu ați cerut, dar știați că este gratuită apa? Astfel, apa îmbuteliată rămâne în topul preferințelor românilor. Aproape 5 milioane de pensionari primesc de luna viitoare pensii majorate, iar taloanele au început deja să fie tipărite. Acestea trebuie să ajungă la oameni în următoarele 3 săptămâni, iar poștașii vor lucra la foc continuu. Chiar dacă luna august aduce cele mai mici încasări la bugetul de stat, guvernul dă asigurări că nu vor fi probleme. Colega noastră, Alina Tănase, vine cu toate informațiile. Alina, bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! De la 1 septembrie, 4,8 milioane de pensionare vor primi pensii majorate. După recalcularea decisă de guvern, este practic a doua majorare din acest an, după indexarea cu rata inflației de la 1 ianuarie, atunci când pensiile au crescut cu 13,8%. Deja a început tipărirea noilor taloane, iar până la finalul acestei luni, deci timp de 3 săptămâni, poștașii vor lucra la foc continuu pentru a putea să împartă aceste taloane astfel încât ele să ajungă la pensionari cu noile sume. Important de precizat că, din ce spun surse guvernamentale, nu vor exista probleme în ceea ce privește bugetul pentru plata acestor pensii majorate și vorbim de un efort mare pe care îl va face guvernul după o lună cu încasări mici la buget, așa cum este luna august. 2,5 miliarde de lei lunar va cheltui guvernul pentru a putea plăti pensiile majorate. Vorbim de un efort bugetar pe care îl vor face Ministerele Muncii și Finanțelor. Până la finalul anului, numai puțin
10 miliarde de lei va cheltui guvernul pentru a putea plăti pensiile recalculate. Trebuie să spunem însă că de la 1 ianuarie va intra în vigoare o nouă majorare a pensiilor. Vorbim de o majorare cu 15%. Practic vor fi indexate pensiile cu rata inflației, însă atunci vor fi majorate pentru toate categoriile de pensionari. Alina, îți mulțumim tare mult. Este oficial, Mircea Lucescu a acceptat să devină noul selecționer al echipei naționale. Azi au fost negocieri decisive la Casa Studenților, iar Lucescu a stat față în față cu președintele Federației Române de Fotbal. Colegul nostru, Bogdan Borza, are mai multe informații. Bun găsit, Bogdan, te ascultăm. Bună seara, bun găsit tuturor! După mai bine de 4 ore de negociere astăzi la Casa Fotbalului între Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și Mircea Lucescu, Lucescu a acceptat să devină viitorul selecționer al echipei naționale de fotbal, a semnat un contract, iar principalul obiectiv este calificarea națională la campionatul mondial de fotbal din 2026. Vedem că inițial Mircea Lucescu a fost ezitant cu privire la acceptarea acestui post și din cauza vârstei înaintate, 79 de ani, dar și pentru că familia l-ar fi sfătuit să nu accepte acest post. Însă astăzi Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au reușit să-l convingă pe Mircea Lucescu să fie viitorul selecționer. Mâine urmează să aibă loc o conferință de presă la Casa Fotbalului în care acest anunț va fi făcut oficial, în care Mircea Lucescu va fi oficial numit selecționer al Naționalei de Fotbal. Primul meci pe care Lucescu îl va disputa în calitate de selecționer va fi pe 6 septembrie în Liga Națiunilor și țin să precizez că nu este pentru prima dată când Lucescu este selecționer al Naționalei. A mai fost din 1981 și până în 1986, atunci reușind să califice Naționala de Fotbal la Campionatul European din 1984. Litoralul românesc se dovedește deja neîncăpător pentru zecile de mii de turiști care sunt acolo. Au ajuns cu prosoapele și șezlongurile până aproape în apă, iar hotelierii spun că este cea mai aglomerată perioadă din ultimii ani. Vedeți imediat în jurnal imagini de acolo. Nicu Kovaci nu va fi incinerat așa cum acesta și-ar fi dorit, ci va fi înmormântat după ritualul creștin. Admiratorii artistului îi pot aduce un ultim omagiu mâine și miercuri la sala Capitol a Filarmonicii Timișoara. Mergem chiar acum și noi la Timișoara, acolo este colegul nostru Radu Tiliță. Radu, ești în direct. Bună seara, bun găsit tuturor! Seara aceasta este dedicată privegherii doar pentru familie, pentru prieteni apropiați, dar și pentru membrii trupei Phoenix, cei care au ajuns în această dimineață aici la Timișoara. Familia și-a dorit o ceremonie intimă, tocmai de aceea au decis ca trupul neînsuflețit să fie depus la o casă mortuară din Timișoara. Mâine, dis de dimineață, la ora 10, membrii trupei Phoenix vor susține o conferință de presă. În același timp va fi adus și trupul lui Nicu Kovaci la Filarmonica Banat. De la ora 11, publicul larg își poate lua adio de la cel care a fost solistul trupei Phoenix, iar de la ora 11 pot face asta până la ora 20. În cazul în care sunt oameni care doresc să ajungă abia miercuri, trebuie să știți că există un program care începe de la ora 9 și se încheie la ora 17. Mai apoi urmează să se stabilească când se va desfășura slujba de mormântare, o slujbă care va fi oficiată de Mitropolitul Banatului alături de un sobor de 20 de preoți. Nicu Kovaci va fi mormântat la Cimitirul Eroilor din Timișoara. Radu, îți mulțumim foarte mult! Pe lângă premiile financiare de la stat, olimpicii medaliați la Paris au primit tot felul de cadouri inedite de la companiile private din țara lor. Vom vedea imediat care sunt acestea. Haideți să vedem însă înainte care este topul premiilor în bani oferite pentru jocurile olimpice, pentru medaliile obținute în funcție de țară. Hong Kong oferă cea mai mare sumă și anume de 706.000 de euro, urma de Israel cu 252.000 de euro și Serbia cu 200.000. România se află pe locul 10 în clasamentul acestor recompense, 140.000 de euro pentru o medalie de aur, 100 pentru una de argint și 60.000 pentru o medalie de bronz. Olimpicii medaliați, așa cum bine știți, vor primi de la Fundația Ion Țiria câte o mașină de aproximativ 50.000
de euro, toți. Și aici voiam să ajung pentru că, la fel ca în România, și în alte țări olimpice au primit diferite recompense inedite de la companii private, de la fundații, pe lângă cele financiare. În Hong Kong, de exemplu, medaliații au primit bilete de metro gratuite pe viață. În Coreea de Sud, aceștia sunt scutiți de serviciul militar. Mexicul a decis să ofere bani luați din fondurile confiscate de Departamentul de Justiție al țării de la mafie și infractori. Polonia, doamnelor și domnilor, în Polonia, olimpice premiați au primit și vor primi un diamant, un apartament, un tablou și un voucher de vacanță. În Indonezia, două olimpice au primit, care au luat medalii, au primit 5 vaci și 3 kg de aur. Iar un sportiv din Singapore are asigurat un șofer privat pe viață de la o companie privată. Mergem mai departe. Kamala Harris este la doar câteva zile distanță de prima sa apariție publică alături de persoana desemnată pentru funcția de vicepreședinte, dar reprezentanții campaniei sale spun că încă nu a luat o decizie cu privire la cine va fi. Prezumtiva candidată democrată la președinția Statelor Unite are în vedere o serie de candidați. După ce se va decide, vicepreședintele ales se va alătura într-un turneu prin mai multe state din America, înainte de Convenția Națională Democrată de la sfârșitul acestei luni. Între timp, Donald Trump caută noi modalități de a o ataca pe ea, lăsându-l în urmă pe actualul președinte Joe Biden. Corespondentul CNN, Alina Trin, are mai multe informații. Well, former President Donald Trump at a rally in Atlanta on Saturday tested out new lines of attack against Vice President Kamala Harris. And remember, Donald Trump is still trying to figure out which attacks work the best against her. At one point in that speech, he even said the quiet part out loud and said, we need to define her. And then he caught himself and said, actually, I don't need to define her, going on to criticize her further. Take a listen to what he said. You know, 4 months ago, she was considered grossly incompetent by the fake news. Now they're saying, oh, isn't she wonderful? Isn't she wonderful? No, she's not wonderful. So we have to work hard to define her. I don't want to even define her. I just want to say who she is. She's a horror show. She'll destroy our country. Now, Danny and Amra, I found that really interesting because it matches up with what I've been hearing from Donald Trump's advisors, which is they're trying to still figure out the best way to go after Harris. And of course, they've spent their entire campaign thus far focusing on Joe Biden, not Harris. And though he's really trying to figure out what works with the crowd, what the energy is like in the room. And we saw that on Saturday night. Now, we also heard him really go after Harris for having entertainers at her own rally here in Atlanta, also at the same exact rally just earlier in the week. She had performers like Megan Thee Stallion perform, and Donald Trump said that he didn't like that, that he found it, quote, phony. Now, we know that line, phony, is something that he is continuing to try and work into his own speeches and try to paint Harris as someone who is fake. He also attempted to tie Harris to his former opponent, Hillary Clinton. He argued that Clinton had Bruce Springsteen perform for her back in the lead up to 2016. Now, another thing I want to point out that I found interesting was that he repeatedly went after Georgia's Republican governor, Brian Kemp, as well as the state secretary of state, Brad Raffensperger. Remember, they were both key to trying to deny reports of fraud during the 2020 election. Trump repeatedly called them disloyal. Și vom lua acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Revenim cu știri importante. Tulburări de somn, anxietate și ochi obosiți sunt doar câteva dintre problemele cauzate de timpul petrecut pe telefon. De la utilizarea pentru un simplu apel sau un SMS, telefoanele mobile au ajuns o dependență care, deși ne ajută în activitățile de zi cu zi, ne ține captivi în lumea digitală, afectându-ne sănătatea fizică și psihică. Cum poate fi rezolvată această dependență, aflați după o scurtă pauză de publicitate la NewsHour with CNN. Doamna asta, we'll stand united. Cele mai iubite show-uri ale românilor. Mami, am ajuns la Asia Express! Unul după altul,
Antena 1 ne adună, România împreună. Am revenit în direct. Aproape 150.000 de turiști se află în acest moment pe litoral. Haosul de la malul mării se observă cel mai bine pe plajă, unde oamenii au ajuns cu prosoapele și șezlungurile până în apă. Nu se mai găsesc spații de cazare, iar cei care așteaptă se ia masa, așteaptă minute bune la cozi. Totul în ciuda scumpirilor uriașe din această lună. La mare este vârf de sezon, iar asta nu se mai vede doar în weekend, ci și în timpul săptămânii. Din cauza numărului uriaș de turiști, aceștia au ajuns cu prosoapele până în apă. Este extraordinar. E a doua zi, ne simțim superb. Vremea puțin închisă, dar să sperăm că zilele următoare o să fie mai frumos. Este o stațiune mai, nu știu, ne place nouă. Aglomerație? Da, foarte mult aglomerație. E lume, mai ales ieri, a fost mai mulți. A fost atins și vârful scumpirilor din acest sezon. Prețurile sunt mai mari, sunt cele mai mari prețuri din tot anul și asta datorită faptului că este vârf de sezon. Vorbim de la campinguri 2 stele până la 5 stele. Măricele, dar na, asta e. Îți asum când vii într-un concediu, îți asum și prețurile. Hotelierii se bucură însă de haosul de pe litoral. Hotelul a fost ocupat în proporție de 100%, inclusiv în timpul săptămânii. Oamenii au venit 7 nopți, 9 nopți, chiar și 14 nopți la mare. Estimările arată că săptămâna asta sunt peste 140.000 de turiști în stațiunile de la malul mării. Banda dedicată mijloacelor de transport în comun din Brașov continuă să întârzie după ce constructorul a descoperit că o parte din acest tronson trece peste canalul Graft. Acesta nu figura însă în documentația inițială furnizată chiar de primărie. Acum proiectul trebuie refăcut, iar brașovenii trebuie să mai aștepte până la terminarea lucrărilor. Planurile primăriei din Brașov de a avea o bandă destinată mijloacelor de transport în comun au fost întârziate cu cel puțin câteva săptămâni după ce constructorul a descoperit că un tronson de drum trece pe deasupra unui pârâu. Banda de autobuz de coborâre sub stratul de asfalt s-a descoperit că nu există o infrastructură ca în celelalte zone, ci era doar o zonă de pietriș după care venea canalul Graft. Prezența acestui canal nu a fost notată în documentele inițiale furnizate de primărie, astfel că acum planul de refacere a drumului trebuie luat de la capăt pentru acea bucată de drum. Canalul este acolo de zeci de ani acoperit. Ceea ce a găsit constructorul în momentul în care a desfăcut zona de parcări, la momentul când s-a făcut acea extindere a străzii și s-au amenajat parcările, nu s-a făcut un strat ca în celălalt, adică straturile de bază de 10 cm de bine și după aceea stratul de uzură, ci pur și simplu deasupra pietrișului era un strat stratul de uzură. O nouă lovitură pentru cei care locuiesc în zonă, spun brașovenii, care acuză că această bandă ce urmează să apară va crea multe probleme. Am o întrebare pentru primar și pentru constructor. Ce fac oamenii care locuiesc aici? Cum, dacă au ceva de cărat, o mobilă, un frigider, o cumpărăturile, să se gândească și la oameni. Noi ca și locatari suferim, e clar. Nu vom avea locuri de parcare, sunt foarte multe mașini. Autoritățile preconizează că lucrările vor fi gata abia peste câteva săptămâni. Utilizarea telefonului mobil a ajuns de la un simplu apel sau mesaj la dependență. Suntem captivi mai mult în lumea virtuală decât în cea reală, iar lucrul acesta ne afectează sănătatea fizică și mentală și ne reduce productivitatea la locul de muncă. Cele mai frecvente probleme cauzate de dependența de telefon sunt tulburările de somn, oboseala ochilor și creșterea nivelului de anxietate. O rezolvare a acestei dependențe se află în practicarea activităților fizice, dar și în limitarea timpului petrecut fața ecranului. Dependența se poate instala în cel mult 30 de zile de expunere constantă la telefon și mai ales la rețelele sociale, iar un studiu a arătat că timpul petrecut pe telefon de un român este de aproximativ 7 ore pe zi. Cât timp petreceți pe telefon? Destul de mult, în general, de 4-5-6 ore pe zi.
undeva la 4-5 ore pe zi. Foarte puțin. Mi-am dat seama că creează dependență. O măsură care încearcă diminuarea timpului petrecut cu ochii în telefon a fost luată în Constanța. La trecerile de pietoni au fost desenate semne care interzic folosirea telefonului mobil, dar și a căștilor în momentul traversării. Le-am observat, dar cel puțin eu oricum nu stau pe telefon la trecerile de pietoni sau în alte cazuri. Am văzut că ascultă foarte mulți muzică și nu prea observă traficul din jurul lor. În cazul în care trec cu căștile sau buton în telefon, se pot întâmpla multe accidente. Dependența de telefonul mobil ne afectează viața socială prin izolarea de familie și prieteni și creează stări de anxietate, depresie și singurătate. Cei mai predispuși la această dependență sunt copiii, iar unele țări doresc interzicerea smartphone-ului. Efectele sunt că nu ne mai respectăm programul obișnuit, că pierdem foarte mult timp făcând dumb scrolling și uitându-ne în jur fără să facem nimic concret și ne dăm seama că a trecut o jumătate de zi și nu s-a întâmplat practic nimic din ceea ce ne programasem. Cumva așa îți dai seama că este o dependență și în același timp atunci când ți se pare că viața reală este plictisitoare, adică atunci când nu mai vrei să ieși la întâlniri cu prietenii. Marea Britanie, de exemplu, își propune să găsească o soluție ca să interzică smartphone-urile pentru copiii sub 12 ani, tocmai pentru că e momentul în care pentru ei e perioada în care pentru ei se formează realitatea. Pentru a scăpa de această dependență, specialiștii recomandă practicarea de activități care să nu implice folosirea mobilului. Am avut foarte multe cazuri de tinere copile care au ajuns într-o situație neplăcută, să zicem așa, datorită intrării în acest ciclu vicios, dar am avut și rezultate, pentru că la un moment dat s-au trezit. Trebuie să încerci tot. Încearcă tenis, încearcă fitness, încearcă fotbal, încearcă-le pe toate. Important este să faci sport. Odată cu dependența de telefon a apărut și nomofobia, care este frica asociată cu lipsa telefonului. O librărie din Statele Unite a angajat cățeluși ca să aducă mai mulți vizitatori. Oamenii intră acum în magazin să petreacă timp alături de patrupede și ajung să cumpere și cărți. Haideți să vedem imaginile. It's kind of a funny story. A story that's full of joy. One that's good for your soul. We are at Parnassus Books. Thousands and thousands of books. Titles include words like puppy brain, names like Bob Dylan. And if you need help, you can ask anyone. Even Miller. But please, wait until playtime is over. It's a great place to come and hang out and pet a dog. Ann Patchett is the owner of Parnassus Books in Nashville's Green Hills neighborhood. She has a full staff, both people and pups. We just call it the shop dogs. And we have a lot of posts on our social media about what the shop dogs are doing, what the shop dogs are reading, the books they enjoy. Hi everybody, it's Ann Patchett and Nemo Van Devender at Parnassus Books. Nemo got a haircut. Right, Nemo? Right. Nemo is one of, say, 4 or 5 of these employees. You know these pups aren't actually on the payroll, right? A lot of biscuits. The dogs belong to the staff members. Sometimes they roam around, attached at the hip. You can just come here and hang out. And the dogs are part of that because people like to come in and just pet a dog for a little while. But if you're going to come here, try not to wake. Try not to wake up. Shh. Hey, let's go over here and finish the story. Also, kids like to read to the dogs. You know the answer if you ask, can I pet your dog? And it's such a relief when you think, okay, I know you're cute and I know you're sweet, but are you going to be good in the store? And then you find out that the dog is good in the store. Do you think we gave Winnie back there enough space to finish sleeping on the clock? Shh. Hope. Okay. Gotta go. Nizaurul CNN ajunge la final. Ne revedem și mâine la ora 18. Rămâneți pe Antena 3 CNN, urmează emisiunea În fața națiunii. Toate știrile le găsiți și pe antena3.ro. Seara liniștită să aveți. La revedere.